ușor cu gazul ăla. Pentru că gata, am schimbat motocicleta pentru o perioadă scurtă de timp totuși, cât o repar încă pe Blackie după accident. Avem acum un idiot în fața noastră și pe lângă idiotul din fața noastră avem aici un Suzuki GSX-R 1000 KO. O motocicletă care a fost folosită pe circuit, iar acum e din nou pe drumurile din România. Însă astăzi nu este vorba despre ea, ci despre un nou tip de videoclip care va apărea pe canal. De fapt nu e chiar nou, e nou formatul, pentru că am mai făcut review-uri, dar acum vreau să schimb un pic review-urile. Vreau să aduc ceva nou, vreau să fie mai plăcut și... Nu m-am putut abține, îmi pare rău. Totuși trebuie să dau traction control-ul mai jos un pic, pentru că mi se pare că tai un pic prea mult gazul și nu-mi place asta. Așa că să revenim la ce vorbeam anterior. E vorba de review-urile pe care le fac pe acest canal și modul în care vreau să le schimb. Mai exact, va fi oarecum asemănător formatul, însă vreau ca mulțumire pentru cei care îmi dau motocicletele la test și au încrederea să mi le ofere mie pentru o perioadă de timp, să pot să mă joc un pic cu ele, să-mi spun o părere sinceră. Iar chestia asta cu sinceritatea e destul de pentru că mulți se vor supăra dacă zic ceva urât sau mai puțin plăcut despre motocicletele lor, dar chiar vreau să fiu sincer, vreau să spun ce-mi place, vreau să spun ce nu-mi place, vreau să fiu destul de subiectiv în părerea mea, vreau să fac comparație cu multe alte modele pe care le-am avut până acum și vreau să iasă totul bine, așa că de acum înainte, persoanele care îmi vor da motocicleta pentru review vor apărea în videoclip. Nu te cred cum merge. Deși eu am de câteva zile, încă mă surprinde felul în care trage și cum se mișcă și cum te pune să te ții de ea, pentru că altfel, pur și simplu nu poți să rămâi. O să vorbim mai multe despre ea în videoclipul următor, pentru că urmează să-i fac și un review. Review în care vreau să-l chem un pic și pe proprietar. Vreau să-mi spună câteva cuvinte despre el, vreau să-mi spună câteva cuvinte despre motorul lui, pe care sigur îl cunoaște mai bine decât o fac eu. Vreau să-mi spună o părere de ce a ales această bestie, de ce nu ceva mai puternic, deși nu știu dacă poți neapărat să găsești ceva mai puternic ca asta, având aproape 200 de cai, sau de ce nu a ales ceva mai puțin puternic. Avantaje și dezavantaje, părerea lui personală, părerea lui care vreau să conteze. Și pe lângă toată această noutate, vreau să mai aduc și un tabel cu note, cu specificații, caracteristici și să spun câteva lucruri despre motorul pe care îl testez. Să dau câteva note, iar la final să ajung la un total care să clasifice motocicletele în funcție de acele specificații, pentru că nu vreau să-mi pun amprenta foarte mult, pur și simplu vreau să las o impresie sinceră despre un model anume. Dar că tot vorbeam despre acel tabel, acel tabel va avea 14 coloane, 14 caracteristici, 14 lucruri la care ne vom uita la un model în momentul în care îl testăm. Iar notele în acel tabel vor fi, evident, de la 1 la 10. Astfel, la sfârșitul tabelului va fi un total, iar în funcție de acel total, motoarele vor fi clasificate. Cele cu cele mai multe puncte, evident că vor fi mai sus, iar cele cu mai puține puncte, evident că vor fi mai jos în clasament. Astfel, primul lucru cu care vom începe în acel tabel va fi aspectul. O părere sinceră și personală de-a mea despre cum arată, despre cât de bine arată, despre ce forme are și despre cum se prezintă în momentul în care eu o testez. Poate că e un pic căzută, poate că are mici imperfecțiuni, dar aceste lucruri nu pot fi luate în calcul când fac un review la un model anume. Apoi vom continua cu manevrabilitatea. Cât de manevrabil e acel model cu adevărat. La fel, o notă de la 1 la 10 în care vom spune o părere despre cât de bine se mișcă. Apoi popularitatea. Aici a fost un pic cu dus și întors, pentru că nu știam cum să mă exprim mai exact. Am zis că vreau să fac o coloană pentru popularitate, însă cum să facem o motocicletă care e populară să aibă o notă mai mare sau să aibă o notă mai mică? Adică una care e destul de rară să aibă o notă mare și să fie mai sus în clasament sau invers? Și m-am gândit pe altă parte. Model care e popular va fi mult mai ușor de întreținut în cazul unui accident sau în cazul unei căzături, pentru că fiind mai multe, evident, vor fi mai multe și în dezmembrări, iar piesele second hand vor fi mai ușor de găsit. Așa că da, popularitatea va fi un plus, pentru că, de exemplu, uite, ne uităm la, nu știu, un GSX-R ca ăsta, care nu pot să zic că e neapărat ușor de găsit în România, nu știu câte sunt, evident nu sunt la fel de multe ca, nu știu, FZ6 sau Hornet-uri, iar piesele în cazul unei căzături sau în cazul unui accident nu vor fi la fel de ușor de găsit. Așa că evident va primi o notă mai mică. Încerc să fac topul ăsta în speranța că cineva vrea să-și iau un motor și are o dilemă, să-mi iau un model sau alt și să se uite pur și simplu la review-ul meu sau la review-ul altor persoane și să ia cea mai bună decizie a lui și să se bucure
bucură de motorul ăla mult mai mult decât ar face-o cu un model care nu i s-ar potrivi la fel de bine. Apoi vom continua cu accelerația. Cât de bine accelerează, cât de rapid o face, cât de bine pleacă de la semafor și cât de bine ajunge la o viteză relativ mare. După care va urma top speed-ul. Am făcut câteva viteze, tot ce e peste 300 la oră evident că va primi nota 10, tot ce ajunge la 50 la oră va primi nota 1. După care, dacă tot accelerăm și tot ne dăm tare, să testăm un pic și frânele. Astfel nu înseamnă că dacă un model are o notă mai mică la frânare, nu are frânele la fel de bune ca cea care are notă mai mică. Pentru că având pe mână câteva modele bune până în momentul de față, am putut să testez forța de frânare a celor modele și să observ de fapt că un CBR de 2.5 oprește mai rapid decât un Hornet, pentru că e mai ușoară. Apoi vom da o notă și sunetului, pentru că evident ești motociclist, te interesează și cum se aude motorul de sub tine. Aici din nou va fi un pic o concurență între tobe mai mult decât între motoare. Totuși, un motor care se vede bine cu o tobă stock nu are cum să primească o notă mică. Apoi vom continua cu features, să vedem câtă tehnologie are, cât de mult ajută computerul de bord, anti-wheelie, traction control, ABS, senzori. Toate lucrurile astea la fel vor influența punctajul final pe care îl va primi. După care va urma consumul. La fel, aici va fi o chestie destul de interesantă, pentru că vreau să calculez un consum mediu pe care îl are acea motocicletă. După consum, ne vom gândi foarte bine ce notă va primi fiecare model pentru mersul în oraș, pentru mersul sportiv și pentru mers la touring. Cât de bună pe o scară de la 1 la 10 e acea motocicletă la mers în oraș, cât de bună e la mers la touring sau cât de bună e la mers sportiv. Și la sportiv mă refer nu neapărat circuit, cât curbe dat un pic mai tare și lucruri de genul. Apoi ne vom lega și de greutate, pentru că știu că și asta e un factor important în momentul în care vrei să-ți iei o motocicletă. Multe persoane sunt interesate, în special persoanele un pic mai mici de înălțime, și nu mă refer aici la cei de 1.40. Aș prefera totuși ca mijlocul meu de transport zilnic sau un weekend să nu cântărească 400 de kg, pentru că eu am 65 de kg. Dacă nu pot să o țin și nu pot să o stăpânesc, n-am nicio șansă să mă bucur de ea. După care, în final, vom avea două categorii. Una va fi prețul, la fel, o motocicletă cu cât e mai scumpă, cu atât va avea o notă mai mică, cu cât e mai accesibilă, cu atât va avea o notă mai mare, și o părere personală. O notă personală pe care o voi da eu în funcție de cât de bine m-am înțeles cu acel model și în funcție de cât de bine se comportă, cât de mult merită cumpărată. Și o notă care să finiseze oarecum punctele acumulate în final. Astfel, așa cum am zis, o motocicletă poate ajunge la un maxim de 140 de puncte. Nu cred că o să facă vreun motor asta, pentru că e imposibil să fie de nota 10 la touring, de nota 10 la datare, de nota 10 la oraș, de nota 10 la consum. Încă n-am găsit-o pe aia. Dar să vedem cine se apropie cel mai mult de acea valoare. Până acum am populat un pic tabelul și avem 4 motociclete deja avute la review care au intrat în tabel. După 4 modele la care am făcut review, CBR-ul de 2.5 a ajuns în top, fiind urmat de X6N, XTX și F4i. Asta nu înseamnă că F4i e cea mai josnică motocicletă, iar CBR-ul de 2.5 e cea mai bună. Se vede foarte bine diferența de punctaj, nu e mare, mai ales între CBR de 2.5 și X6N am văzut că e mică diferența și asta înseamnă că ambele au fost foarte îndrăgite de mine și au niște caracteristici care cred că ar trebui luate în considerare dacă vrei să-ți cumperi un motor. Sper că nu m-am bulbuit prea mult azi, totuși e București, nu știu zona, acum o plimb din Ghicite, oarecum cred că am idee pe unde sunt. Am avut un pic emoții pentru că motorul nu e al meu, trebuie să am extra grijă, trebuie să mă uit stânga, dreapta foarte mult, trebuie să am grijă să nu trântesc, pentru că nu vreau să trântesc cu așa bestie, nu am bani să repar și clar nu vreau să o stric pentru că arată absolut genial. E un motor la care vom vedea review în zilele ce urmează, eu deja trebuie să mă apuc să-l filmez și vreau să fie ceva nou și frumos. Sper să vă placă asta, sper să vă placă lucrurile noi pe care le aduc, sper să vă placă clasamentul și dacă vreți să apăreți în videoclipuri sau aveți vreun prieten care știți care vrea asta și vrea să am o părere sinceră legată de motocicleta pe care o conduce, nu uitați să-mi dați un e-mail, aveți adresa de mail în descriere, aveți adresa de mail la descrierea canalului și ajungeți foarte ușor să vorbiți cu mine. Momentan ăsta e al 5-lea review pe care îl fac, vreau să le fac din ce în ce mai bine și chiar asta urmăresc, să fie din ce în ce mai bună calitatea pe canal. Urmează neapărat un review și la Blackie și sunt sigur că acela vă va plăcea și vouă, pentru că până acum am făcut review-uri la motoare pe care nu le aveam eu, care nu erau ale mele și fix de-aia mi-am uitat. Dă-mi un core de treabă. Totuși vreau să aduc o părere și de la voi, așa că nu ezitați să puneți un comentariu, promit că le citesc pe toate. Ce părere aveți despre tabelul care există deja?
cum vi s-au părut vouă motocicletele testate și cum vi se pare tabelul și clasamentul momentan. Se pare corect ca un motor de 250 de cm cubi să fie în top? De ce nu? Punctul meu de vedere. Dar ca de obicei, sunt Motorbike, voi sunteți foarte tari și nu rămâne decât să ne vedem în videoclipul următor. Pa!